Pacea Domnului Hristos! Mulțumim Dumnezeu pentru că suntem din nou împreună. Eu aici în casa Domnului, noastră, la casele noastre, Și știm că acest timp pe care din a dat Dumnezeu a fost un timp de binecuvântare, chiar dacă a trebuit să fim departe unii de ceilalți. Un timp în care am putut să stăm cu Domnul, să medităm asupra vieții noastre, să ne pregătim pentru pasul următor pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Astăzi o să ne ocupăm din Ioan capitolul 21, de la versetul 15 la 25, dar o să vă citesc doar versetele 18 și 19. Ioan capitolul 21, versetele 18 și 19. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, sigur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și va duce une nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi pe Dumnezeu și după ce a vorbit, astfel a zis, vino după mine. Tema din după masa aceasta este, vino după mine. Această chemare pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o lui Petru și această chemare care ne-o dă la fiecare dintre noi. În primul rând, să ne amintim de Petru, în Ioan capitolul 18, când s-a lepărat de Domnul Iisus Hristos, pentru că trebuie să vedem întreg tablou. Și în versetul 18 cu 16 spune, pentru că încă a rămas afară la ușă, celălalt ucenic care era cunoscut, marului preot, a ieșit afară și a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru în lăuntru. Atunci slujnica portărița a zis lui Petru, nu cumva și tu ești unul din cenicii omului acestuia. Nu sunt, a răspuns el. Versetul 25. Simon Petru stătea acolo și se încălzea, ei au zis, nu cumva ești și tu unul din cincii lui. El s-a lepădat și a zis, nu sunt. Versetul 26. Unul din robii marlui preot, rudă cu acela căruia îi tăiasă Petru urechi, a zis, nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. În capitolul 21, Găsim pe Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii care stăteau la masă și Petru avea o stare puțin... Era o stare bună în inima lui. Pentru că știa că se repădase de Domnul Iisus Hristos, știa că nu fusese împreună cu el acolo și aștepta oarecum ca să... Domnul Iisus Hristos să-l bage în seamă. Domnul Iisus Hristos să-l grațieze de ceea ce a făcut el. Și Domnul Hristos, în versetul 15, de o parte și spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Interesant că nu îi spune Petru, îi spune Simone. Îi aduce aminte cine e el ca și om, da? Este copilul lui Iona. Îi aduce de, aminte de viața lui care a trăit-o până acum și îl întreabă, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Cred că de multe ori Dumnezeu ne-a trebat și pe noi dacă îl iubim mai mult decât viața noastră, mai mult decât familia, mai mult decât cei din jurul nostru. Și Simon avea aștepta, avea aștepta această întrebare din partea Domnului Hristos. Și el spune, da, Doamne, știi că Te iubesc. Și Iisus îi spune, paște-mi mei. Prima dată încredințează copiii în Domnul, cei care s-au născut din nou și spune să ai grijă de ei ți-i încredințezi ție să-i crești, să le dai cuvântul, ca ei mai târziu să poată să meargă mai departe. Așa cum am făcut și eu cu voi. La fel și Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să avem grijă de cei care se întorc la Domnul. Ei sunt niște copilași. Și Domnul Iisus Hristos dorește ca noi să avem grijă de ei. Și în vremuri ca acestea, când lumea e speriată, lumea nu mai știe ce să facă, nădejdea noastră e în Hristos și noi știm că avem un viitor strălucit. De aceea trebuie să ne îngrijim de acești mielușeli. Dar Domnul Hristos nu-l lasă și spune a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. I-a încredințat pe cei tineri în Hristos, care au râvnă, care au dorință de a lucra pentru Domnul, care trebuie școliți, trebuie ajutați ca să înțeleagă adâncimea cuvântului Dumnezeu nu numai suprafață, trebuie să intre în adânc cu cuvântul, să cunoască cuvântul și astfel să se poată descurca când merg în lucrare. A treia oară i-a zis din nou, Simone, fiul lui Iona, mai iubești? Și vedem că Petru se întristează. Și noi când nu le facem așa cum trebuie și vine Dumnezeu la noi și ne întreabă, mă iubești tu? Câteodată ne întristăm pentru că știm că îl iubim pe Domnul Hristos, de, ne aducem aminte și de faptele rele care le-am făcut și așteptăm ca Dumnezeu să-și arate harul și dragostea Lui față de noi și știm că și-o arată. Așa cum o arată și față de Petru. Și pentru s-a întristat. Pentru că i-a zis a treia oară mă iubești. Și a răspuns Doamne, toate Tu le știi. Știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Domnul Hristos știe viața noastră, știe ce facem în fiecare zi, știe pe unde umblăm. Nu ne putem ascunde de Dumnezeu în ceea ce facem. De aceea e foarte important să ne aducem aminte în fiecare zi, în fiecare clipă, că Dumnezeu ne iubește. Și în dragostea Lui, El a murit și s-a șerfit pentru noi ca noi să avem o viață binecuvântată. Ca să putem să avem grijă de melușei, să avem, putem să avem grijă de uițe, să avem, putere să avem grijă de oi. Dumnezeu ne-a încredințat, ne-a învățat pe noi. Ne-a dus la un nivel în care să putem da și altora. Venim poate în casa Domnului și am ascultat predici, am ascultat cuvânt, citit cuvântul de ani de zile. Să nu socotim că numai cei care stau în față, cei care sunt chemați ca și slujire, trebuie să facă lucrul acesta. Fiecare dintre noi trebuie să mergem să ducem cuvântul. Fiecare dintre noi trebuie să creștem un copilaș. Fiecare dintre noi trebuie să dăm o direcție unui tânăr. Fiecare dintre noi trebuie să avem grijă de fratele nostru, de sora noastră, poate care e în vârstă și are nevoie de mângâiere. Dumnezeu ne-a chemat ca să fim o familie. Și ca să fim o familie trebuie să comunicăm unul cu celălalt. Chiar în vremurile ca acestea. Poate că au uitat să dai un telefon Ia, pune mâna pe telefon și sună pe un frate sau o soră, sună poate părinții care ai, copiii care ai. Spune-le că Dumnezeu îi iubește și că Dumnezeu le parte de grijă, care chiar și în vremea când acum teama de moarte care e presărată în lumea aceasta a venit. Oamenilor le e frică de moarte. Stam de vorbă cu un vecin și mai în vârstă. A lucrat o viață întreagă în mină, în măruntaiele pământului. Și acum e la pensie. Și spunea, Walter, mi-e frică de moarte. Nu-l cunoaște pe Domnul. Am încercat de multe ori să-i dau cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii acceptă greu, dar datoria noastră trebuie să le spunem. Și atunci când acceptă să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să aducă ziua în care să putem să le spunem despre Domnul Iisus Hristos. Domnul Hristos vine și reabilitează pe Petru. Și haideți să vedem ce înseamnă reabilitarea. În primul rând, reabilitarea înseamnă să ne recunoaștem vinovăția. În Matei, capitolul 26, cu 75, Petru recunoaște faptul că a greșit înainte al Dumnezeu. El a promis lui Dumnezeu că va merge cu el până și la moarte. Da? Și Petru și-a adus aminte de vorba care îi spusese Iisus. Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Da? Petru și-a dat seama de greșeala care a făcut-o. Și-a dat seama că promisiunea lui a fost în zadar. Și-a dat seama că încă o dată, așa cum a făcut-o de mai multe ori, a făcut ceva fără să gândească, fără să-ți dea seama că lucru care îl promite nu îl poate duce la bun sfârșit. De aceea Dumnezeu ne cere nouă înțelepciune. Înțelepciune pentru a sluji Lui. Să nu promitem oamenilor un lucru și după aceea să nu mai facem. Pentru că noi, ca și copii al Dumnezeu, nu ne reprezentăm pe noi înșine, ci reprezentăm pe Dumnezeu. Și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu au nevoie ca să vadă fața lui Dumnezeu în noi, în vorbele noastre, în acțiunile noastre, în tot ceea ce noi, în felul cum trăim, vor să vadă un etalon și etalonul acesta trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ne recunoaștem vinovăția, și noi greșim și avem nevoie ca atunci când greșim să ne cerem iertare, să ne spunem, Doamne, am greșit înaintea Ta. Apoi trebuie să ne căim de faptele care le-am făcut și să venim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne promite în 1 Ioan, capitolul 1 cu 9, că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Deci e credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Nu ne iartă păcatele pentru că am făcut noi ceva sau poate că uh, am realizat ceva, Cine iartă păcatele pentru că Iisus Hristos a făcut pentru noi și ne curățește de orice nelegiuire. Observați, în acest verset nu spune anumite păcate, ci orice păcat. Poate ai făcut un păcat de moarte, ai luat viața cuiva, nu știu. Poate că s-a întristat intri... părinții sau chiar copii. Poate că atunci când trebuia să spui o vorbă bună, a ieșit altceva din gura ta. Poate că atunci când Dumnezeu a pus în pânte cele tale o ființă, o viață, tu te-ai dus și ai luat viața. Nu știu ceea ce ai greșit în viața ta, nu știu cum, ce păcate ai în urmă și încă sunt asupra ta și nu-ți dau pace, nu-ți dau liniște. Dar Dumnezeu spune că dacă le mărturisești, nu trebuie să te duci înaintea oamenilor, nu trebuie să găsești o uh, față bisericească ca să spui, trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu, să-i spui înaintea lui Dumnezeu ceea ce te apasă, ce păcate, ce, ce greutate în inima ta. Și El spune că dacă tu te o mărturisești, El te iartă și te curățește. În momentul în care te-a curățit, Dumnezeu spune că uită lucrul acela, dacă Dumnezeu nu-și mai amintește de păcatul care l-ai făcut, ce rost are ca tu să l mai amintești? Lasă-l în trecut. Trăiește în prezent și privește în viitor. Dar nu privi singur, ci privește împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute și pe mine și pe dumneavoastră. Al treilea lucru, atunci când veni la Domnul Iisus Hristos, este să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Și în Galateni, 5 cu 16 la 18 spune, zice, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poptele firii pământești. De cine să umblăm noi? Trebuie să umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt. Domnul Iisus ne-a promis că atunci când El va pleca, va trimite un locuitor. Și acest locuitor e Duhul Sfânt. El a putut să stea împreună cu cei 12, cu cei, eu știu, mai mulți din zona aceea a Ierusalimului, dar n-a putut să stea împreună cu toată lumea. De aceea a promis că va trimite pe cineva care poate să stea cu oricine îl primește în inima lui pe Domnul Iisus Hristos și e mântuit și Duhul Sfânt vine și locuiește împreună cu el. Chiar a promis că va locui Duhul Sfânt și el și Tatăl în inima lui. Sfânta Trăimie este în inima noastră, în ființa noastră și ne ajută ca să mergem pe pământ, să călcăm pe urmele lui. Deci, atunci când venim la Domnul Iisus Hristos și dorim o reabilitate în via reabilitare în viața noastră, în primul rând, trebuie să ne căim de faptele noastre. În al doilea rând, trebuie să ne mărturisim păcatele. După ce ne mărturisim păcatele, nu mai trebuie să umblăm în fire, ci trebuie să umblăm cu Duhul. Versetul 17, Galaten 5 cu 17, că -și firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnicele unei altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu putem face tot ce vrem în lumea aceasta. Oamenii cred că acum și-au dat seama că nu pot să facă ce vor. De ce spământată lumea? De un virus. De o celulă pe care nu o pot vedea. De ceva care poate să fie oriunde și oricând, și lumea înțeles că totul e în controlul Lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ne acceptă, chiar dacă nu ne acceptă, Dumnezeu e în control. Deci al treilea lucru care trebuie să facem, să umblăm cu Domnul. Și dacă suntem călăuziți de Domnul, Dumnezeu spune că nu mai suntem sub legie și suntem sub Harul Său, care înseamnă dragostea. Dragostea care și-a arătat-o pe crucea la Golgota, atunci când a murit pentru noi. Un al doilea lucru care trebuie să le vedem în acest pasaj, de la 15 la 25 din Ioan, capitolul 21, este că Domnul Hristos face din nou o chemare către Petru. Prima chemare către Petru a făcut-o în Luca, capitolul și în alte găsim și în alte pasaje biblice. Luca capitolul 22 cu versetul 33. Scuzați, Matei capitolul 14 cu 18 la 20. Spune așa, pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Isus a văzut doi frați, pe Simon și pe Petru și pe fratele său Andrei, care runcau o mreje mare că erau pescari. Unde găsește, îi găsește la pescuit. Exact cum i-a găsit și în capitolul 21, tot la pescuit i-a găsit. El a zis, veniți după mine și voi vă face pescar de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. Această primă chemare este a Domnului Hristos către Simon, către Petru, pentru a fi ucenic. A petrecut trei ani jumate împreună cu Domnul Iisus Hristos. A învățat din cuvântul Domnului. Și mulți dintre noi a mers o perioadă cu Domnul Iisus Hristos în care am fost ucenicii Lui. Și încă mai suntem, mai avem multe de învățat de la Dumnezeu. Dar acum Domnul Iisus Hristos în versetul 19 îi face a doua chemare și îi face o chemare ca și slujitor. Cuvântul spune, a zis lucrul acesta ca să se arate cu ce fel de moarte va proslăvi pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel a zis, vino după mine. Deci în versetul 19 vedem a doua chemare a lui Isus ca slujitor. Știm că Petru a murit în anul 67 pe timpul lui Nero, iar Nero a în cu un an mai târziu, în anul 68. Ioan a cunoscut faptul că a Petru și a putut să relateze lucrul acesta. Și a văzut împlinirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Ce înseamnă o chemare? O chemare lui Dumnezeu este că atunci când El te cheamă, trebuie să răspunzi trebuie să răspund și această chemare al Domnului Iisus Hristos către Petru și pentru noi este vino după mine. A venit după Domnul Iisus Hristos, trebuie să-L urmezi pe El. Trebuie să calci în urma pașilor Lui. Nu trebuie să te nici în stânga, nici în dreapta, ci țintă la El. Înseamnă, în primul rând, ca să poți să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fii mort. Da, trebuie să mori. Roman, capitolul 6, de la 6 la 8, spune așa. Știți bine că omul nostru ce vechi a fost răstignit împreună cu el, adică împreună cu Domnul Hristos. Noi am fost răstigniți pe crucea la Golgota împreună cu Domnul Hristos. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. În așa fel ca să nu mai fi în robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum dacă am murit împreună cu Hristos, crede că o vom fi, vom trăi împreună cu El. Deci, în primul rând, ca să aparține lui Isus Hristos, ca să-L urmăm pe El, trebuie să murim. Trebuie să murim împreună cu Domnul Isus Hristos și trebuie ca să-L urmăm pe El. În Galaten 2, cu 20, ne spune cuvântul Dumnezeu în felul acesta. Și fratelui Mișu îi place foarte mult acest pasaj, această din Biblie. Spune așa, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Deci noi dacă trăim în lumea aceasta, trăim pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și ne-a dat veșnicia. Dar spune că nu mai trăim noi, ci trăiește Hristos în noi. De aceea oamenii trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Să-L vadă în vorbirea noastră. Atunci când vorbim oamenilor, să le dăm cuvintele lui Dumnezeu. Să dăm ceea ce se le spunem ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei și că ei au o salvare în întunericul, în moartea în care există, ei pot fi aduși la lumină, pot să aibă viață la Domnul Iisus Hristos. Ci trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc cum? În credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. S-a dat pe sine pentru mine ca să am viața veșnică. S-a dat des, pe sine pentru dumneavoastră ca să aveți viața veșnică. Și să nu uităm, dragi frați și surori, că viața aceasta o avem pentru că Domnul Iisus Hristos a mărit pentru noi. Trebuie să apreciem ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Trebuie să trăim așa cum Domnul Isus Hristos a trăit pentru noi, chiar dacă câte ori e greu să faci lucrul acesta, mai ales acum. Dar știm că avem pe Duhul Sfânt în noi și cu noi, L-avem pe Tatăl și Fiul care ne ajută ca să trăim o viață de credință, o viață de pocăință și să mergem și să urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Deci, a umbla cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să călcăm pe urmele Lui. Dar privind versetele mai departe, trebuie să facem ce n-a făcut Petru. Petru, lua decizii pripite și n-a apucat să le împlinească. Petru, în loc să se uite la Isus, avea obiceiul să se uite în jurul lui. Și aș vrea să vă dau un exemplu din Petru pe apte Matei, Marcu, capitolul 14, de la 26 la 30, citiți acasă, în cămăreța dumneavoastră, pentru că în timpurile acestea, să împlinește cuvântul Domnului când spune, intră în cămăruța ta și stai de vorbă cu Domnul. Acum suntem fiecare în cămăruța noastră acolo. Timpul acesta am avut timp și încă mai avem timp ca să stăm de vorbă cu Domnul. Încă mai avem timp să privim la Domnul, să privim în lăuntru nostru, să vedem ce nu mai e cum trebuie pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne curățească și să ne sfințească. Pentru în acest pasaj din Scriptură din Marcu, capitolul 14, de la 26 la 30, atunci când îl vede pe Domnul Iisus Hristos și ca și în lumea din ziua de astăzi, oamenii cred în bazme, cred în povești. Ei credeau că dacă văd o înfățișare pe ape, moartea este sigură. Și Domnul Iisus Hristos știa de aceste povești, știa de aceste credințe ale întunericului. Și le-a spus că eu sunt, nu vă e fric, fie frică. Și atunci, pentru când a auzit vocea al Domnul Iisus Hristos, a spus, Doamne, cheamă-mă la mine, la tine. Și atunci Iisus Hristos i-a spus, vino. Petru a pășit din barcă, a mers pe ape ca pe asfalt, numai că în loc să se uite la Domnul Iisus Hristos, în loc să prevească la Creatorul lui, a început să uite în jur. Și în momentul în care am privit în jur, a început să se Credința lui a slăbit. Dacă vrem ca credința noastră să meargă înainte, trebuie să ne uităm la Domnul Isus Hristos. și îl vedem pe Petru că face din nou aceeași greșeală. Spune în versetul 20, Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Isus. Acele care la cină se rezemasă pe pieptul lui Isus și zise, Doamne, cine este cel ce vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: observați, în loc să uite la Domnul Hristos, să uite la fratele lui, să uite în jurul lui. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca acesta să rămână până voi veni eu, ce spasă pasă ție? Tu vino după mine. Nu trebuie să ne pese, din punct de vedere firez vorbist de cei din jurul nostru. Din punct de vedere duhovnicesc, trebuie să ne pese. Trebuie să ne pese de fratele nostru, de sora noastră, trebuie să ne pese de cei nemântuiți și atunci când Dumnezeu ne arate că ceva e neregulă la cineva, ne arată ca să ne rugăm pentru el, să ne duce să ne ducem să îl îmbărbătăm, să ridicăm, nu să dăm cu pietre. Nu mai suntem sub lege ca să aruncăm cu pietre, ci suntem sub har. Și har înseamnă dragoste, o dragoste nemărginită. Trebuie să lăsăm ca dragostea lui Dumnezeu care a pus-o în noi să reverse în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îi spune clar, nu e treaba ta. Tu vină după mine. La fel și noi trebuie să venim după Domnul Iisus Hristos. În ceea ce vrește pe Ioan, într-adevăr, l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Dacă citim Apocalipsa, vedem acolo că El ne relatează în Apocalipsa vremului care vor urma. Ne relatează ceea ce va fi în viitor. Faptul că Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ, faptul că Domnul Iisus Hristos va avea o împărăție pe pământ, faptul că noi vom veni din nou împreună pe un cer nou și un pământ nou cu Domnul Iisus Hristos. Și a murit de bătrânețe. E singurul care a murit de bătrânețe. Și ca o concluzie pentru ziua de astăzi, este că trăim vremuri de cercetare. Iisus a dat o pauză omenirii ca să vadă că El e în control. Acum nu știu câți sunt conștienți de lucrul acesta. Dar noi, ca și copii al Dumnezeu, trebuie să fim conștienți că El e în control. Și vedem mâna lui Dumnezeu. Acesta e un semn, dar vor urma și alte semne. Dumnezeu ne-a spus să nu vă fie frică. Vor fi cu tremure, vor fi ciumi, vor fi inundații, dar astea sunt doar niște semne. Semnele acestea ne anunță că cât de curând Domnul Hristos va veni. El ne-a trimis în odăița noastră ca noi să ne cercetăm și să ne pregătim pentru pasul următor care va veni. Cât de curând din nou vom fi liberi să ieșim pe stradă, vom fi liberi să venim la casa Domnului, dar va trebui să fim pregătiți pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Să fim pregătiți pentru noua etapă pentru care Dumnezeu vrea pentru omenirea acesta. Pentru că timpurile sunt pe sfârșite pentru lumea aceasta. Hristos Chiar dacă în lume diavolul a semănat moarte, chiar dacă în inima oamenilor este această frică de moarte și cum spuneam și despre vecinul meu care e frică de moarte și mulți oameni le e frică de moarte, Dumnezeu e acela care dă viață. Și dacă tu acum asculți cuvântul acesta și încă nu l-ai pe Domnul Isus Hristos în inima ta, e timpul ca să te întorci la El. Fără Isus Hristos e moarte și iad, din păcate și din nefericire pentru cei care nu-L vor. Pentru cei care îl primesc pe Domnul Hristos și se întorc la El. Există viață, există lumină. Domnul Hristos e în control. Și în Ioan capitolul 1 cu 12 și 13 ne spune că totul celor care l-au primit, a celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Trebuie doar să-L primești în inima ta. Trebuie doar ca să vii la el și atunci vei fi un copil al lui Dumnezeu. Și ne spune că nu sunt născut din sânge, nici din voia ferilor, nici din voia vreunui om, ci însuși Dumnezeu dă această naștere. Nicodin ca și bătrân al Scripturii și bătrân ca și vreme, n-a înțeles lucrul acesta și Iisus Hristos l-a certat cum tu nu înțelegi lucrul acesta care știi Scriptura. Trebuie să te naști din nou, trebuie să ai, ai, ai o naștere de sus de la Dumnezeu. La fel și tu trebuie să ai o naștere din nou. Pentru că Dumnezeu a promis, a promis un cer nou și un pământ nou. A promis că va fi locuri în cerul Și în Apocalipsa 3, cu 20, ne spune, Iată, eu stau la ușa ta, la ușa inimii tale. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Și versetul 21, pentru noi, cei care suntem cu Domnul. Cel ce va birui, ce spune Domnul? îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul de domnie, cine are urechi să asculte ce zice Bisericii Duhul? Îi mulțumesc Dumnezeu pentru că El e cu noi. Îi mulțumesc Dumnezeu că în vremuri ca acestea, El ne dă putere, El ne ajută ca să umblăm cu El. De aceea, frații mei, surorile mele, prieteni dragi, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă poarte de grijă și de acum încolo.